Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS. Bună, prieteni! Sunt Alexandru Fosa și sunt mândru că, împreună cu partenerul proiectului, reușim în săptămână de săptămână să fim utili și de mare ajutor multor familii din Moldova. În această ediție tradițională batem la ușa unui norocos. Iar în partea a doua a emisiunii vom veni cu un suport financiar pentru familia regretatului Igor Ciofu, locotenent colonel în rezervă al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, ucis la locul de muncă, la aeroportul Chișinău. Cum se simte soția și copiii la câteva luni distanță și ce își doresc să păstreze în amintirea omului drag, veți afla în cel mai scurt timp. Recent îi spuneam, zic, noi râdem împreună. Zic, și cum eu o să fiu bătrână și tu bătrân. Aici, el spune că aici, în casa asta, să noi să, adică să o reînnoim, adică și să o facem, că noi aici să stăm. Pentru că copiii ori se plece, dar noi aici să venim. Și zic, ea, că noi să îmbătrânim. Și o să fiu și eu bătrână, urâtă, bolnavă, tu ai să mă susții? Deci, că da, desigur că ai susțin. El avea multe planuri. El foarte mult vrea să facă, să dovedească. Avem impresia că uneori prea mult se grăbea. Și vrea să facă, să dovedească, și uneori spune, da, chiar m-a obosit. Zic, da, mai odihnește. Zic că trebuie să dovedim. Tot la Se caută un milionar, vă invit să cunoașteți norocoasa care a intrat în posesia unei sume formată din 5 cifre. Prin acest câștig și-a demonstrat sie însăși că schimbările spre bine vin atunci când ai puterea să-ți corectezi pas cu pas realitatea din jur. De fiecare dată mă bucur că urmăresc, adică câștigători, eu mă bucur pentru fiecare, să vă spun sincer, mă bucur. Adică fiecare are dreptul să câștige. Da, și acum întrebarea logică e, în ce a reușit doamna Valentina să investească acești bani? În familie fiice, în nepot. Nepot. În nepot, în familie fiice, da. Adică ei călătoresc acum, adică au, cum se spune? Pasiune. Da, au pasiune de a... Să vadă lumea. Să vadă lumea și, adică eu, într-un fel, le-am ajutat, adică din punct de vedere financiar. Am vrut să-mi schimb mașină, dar până când nu. Din următorul câștig. Sunteți atât de crezut, da, că... Da, eu sunt crezut, da. Valentina Hriplivaia din Chișinău are o relație aparte cu norocul. Nu este vorba doar de câștigurile ce le-a înregistrat. În primul rând e fericită că și-a găsit menirea în viață. Este mamă, bunică și muncește zi de zi ca să ajute la rândul ei oameni. Cine este doamna Valentina, cea care a câștigat peste 250.000 de lei? Doamna Valentina este avocat. Activează la biroul Societei Avocat Botanica din 2007. De mică m-am visat artistă. Artistă? Artist. Ce fel de artistă? Nu știu, cântam, facem teatru, scene, nu știu de ce, adică am visat să fiu artist. Adică activam la judecătoria Botanica, participam în calitate de grefier la ședințele de judecată, adică cu participarea procurorului, avocatului la ședință și, adică, mi-a plăcut, nu știu de ce, anume profesia de avocat. La locul de muncă este maxim implicată pentru că rezultatul muncii unei avocate poate schimba spre bine sau rău destinele oamenilor. Acum lucrez la un caz, o doamnă din străinătate, adică a fost în Moldova, câțiva ani în urmă s-au făcut operații plastică, adică nu s-a primit, nereușite. Medicul și clinica a refuzat, adică nu recunosc vina și au refuzat să-i compenseze prejudicii care au avut și prejudiciul inclusiv moral. Adică și ne-am adresat instanța de judecată și acum suntem în instanța de judecată cu încasarea prejudiciului moral. Ce vă aduce satisfacție? Îmi place satisfacție că aperi oamenii și când ai câștig de cauză, adică e o satisfacție chiar mai mult decât ai un onorariu. Adică că ai câștig de cauză. Adică... Și poți ajuta oamenii, e o satisfacție, da. Pentru mine e complicate dosarele penale, pe care nu le am multe, chiar nu doresc să particip. Sunt cazuri când persoana este condamnată și
adică nu ești satisfăcută și nu știu cum, morală e greu. Timpul liber de regulă este o evadare în satul de baștine, Antonovka. Acolo revine în trecut și reușește să se dedice unui alt rol de bunică. Ce vă place în timpul liber să faci, doamna Valentina? Nu, timpul liber acum e cu nepoțelul, să spun. Deja aici? Așa, deja, da. Plec la țară. Îmi place la țară. Îmi place? Da, îmi place. Avem casă părintească. E liniște. E liniște. Telefonul nu prinde acolo. Adică aveți nevoie de asta. Da, avem nevoie. Mă relaxez acolo, să vă spun sincer, da, mă relaxez. Poate fizic ceva lucrăm, dar mă relaxez. Satul nostru e foarte mic, în jur la 60 de case. Doar? Sat, da, 213 avem și cu 60 de case. Acum, la moment, satul a rămas 8 persoane. 8 persoane, dar avem casă părintească și merg des și îngrijim de casă părintească. Extraordinar. 8 da, persoane. 8 persoane. Cine să... Colegul meu de clasă cu familia și încă vreau, eu știu, o familie este și 8 persoane în total. Extraordinar. Dar cum era satul când erați dumneavoastră copil? Era foarte frumos, erau foarte mulți locuitori, necătând la ceea că 60 de case sunt în sat, dar foarte, foarte frumos era. Cât ați fost în familie? 4 copii. Patru copii? Da. Unde sunt frații dumneavoastră? În Spania. Toți? Da. Activez, am profesie, adică îmi place aici, acasă. Tot acasă vă da. Gândiți? Da. Câți copii aveți? O fiică. Dar... și un nepoțel. Să vă trăiască. Unde sunt? Aici, în Chișinău, fiică e avocat. Tot avocat. Da, da. În concediu de maternitate. Să vă trăiască. Mulțumim. S-a făcut avocat că v-a văzut pe dumneavoastră, adică ea prof... sau dumneavoastră ați împins-o? Nu, n-am împins-o, adică m-a sunat și mi-a spus, da, tot în limba rusă, a spus că am intrat la Universitatea de Stat, la buget. Eu nici n-am știut unde au dat documentele. Bravo! Sincer, m-a sunat și m-a anunțat că sunt studente și la buget. Cred că fiica e bucuroasă că are mama avocat, pentru că ar putea cu mama da. Să mai sfătuiește, da. Să da. Urte da. Într-un, da. Într-un asemenea caz, într-o dar, da, dar vreau să spun că și ea mă ajut. Al doilea câștig valoros în sumă de 77.777 de lei a fost investit în visele fiicei, de a vedea lumea și de a se bucura de călătorii fără a calcula banii. Să spun sincer, am fost liniștită. Nici o emoție, nici o așa asta vreau să vă întreb, nu, cum ați reacționat? Nu am reacționat foarte liniștit. Nu știu de ce. Eu întotdeauna mă gândesc, oare, cum e să iată să câștigi o asemenea sumă de bani da. Și cum de obicei oamenii reacționează? Nu, foarte liniștit, foarte calm am fost. Chiar într-adevăr, foarte calm, foarte liniștit, 250. I-am telefonat fiicei, am scris mesaj, dacă nu doarme, am spus că eu am câștigat. Dacă nu doarme, dacă doarme, n-ai să mai doarme. N-ai să mai doarme, da. În Spania, la Rudi, am trimis tot mesaj. De fiecare dată mă bucur că urmăresc, adică câștigători, eu mă bucur pentru fiecare. Să vă spun sincer, mă bucur. Adică fiecare are dreptul să câștige. Dumneavoastră, doamna Valentina, ați simțit, iată, că se apropie ceva bun, ceva frumos? În seara aceea, da, am simțit într-adevăr. Am simțit, dar totuși, când am câștigat, nu știu cum, totuși ușor așa s-a trecut, adică, adică fără emoții, fără o reacție, așa. Nu am reacționat. Parcă într-adevăr așteptam, adică... Da, și acum întrebarea logică e, în ce a reușit doamna Valentina să investească acești bani? În familie fiicei, în nepot. Nepot. În nepot, în familie fiicei, da. Adică... ei călătoriesc acum, adică au, cum se spune... pasiune. Da, au pasiune de a... să vadă lumea. Să vadă lumea și, adică eu, într-un fel, le-am ajutat, adică din punct de vedere financiar. Am vrut să-mi schimb mașina, dar până când nu. Din următorul câștig. Sunteți atât de încrezut da, că... Da, eu sunt încrezut, da. Am combinație. Adică gândiți... Da, gândiți și pune creierul în mișcare, vreau să vă spun. Câștiguri în financiare spun că nu, dar alte dorințe așa este, da, le-am obținut ușor, spunem, și eu sunt mulțumită de viață. Și... la viață lucrurile vi s-au dat ușor? Da, mi s-au dat ușor.
În această lună am pus la cale noi surprize. Un lucru important este că personajele ce le-am ales, împreună cu complicii noștri, nici măcar nu au bănuit că se vor trezi cu o întreagă echipă de filmat în casele lor, iar spre final de zi vor avea parte de fapte nobile. Prieteni, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Se caută un milionar. Astăzi sunt acasă la regretatul Igor Ciofu, agentul de securitate care pe data de 30 iunie a fost împușcat pe aeroportul internațional din Chișinău. În casa de vară a familiei regretatului Igor Ciofu, lucrurile stau neatinse, așa cum le-a lăsat stăpânul casei în momentul în care a mers la ultima lui zi de muncă. Eu zic, ce se întâmplă? Zic, uite că eu văd pe, nu știu, pe Telegram sau nu știu, pe asta, că a venit... Rețele, socializare. Da, a venit ceva, că s-a întâmplat ceva la aeroport. Și eu zic, ce s-a întâmplat? Zic că două persoane sunt împușcate și una rănită. Dar eu în timpul ăsta tot îl sunam pe Igor. Sunam și nu răspundea și se duce până la urmă. Până la urmă se ducea și mă așteptam și iar după. Și eu zic, și el spune, mama, poliția merge repede, pe oraș e foarte aglomerată. Eu zic, trimite-mi, te rog, să văd și eu și ce ai tu acolo, că eu nu am rețeaua asta și zic, trimite-mi. Eu trimis și a spus, acolo era deja, după cum am văzut, să știe o persoană cine, a doua nu știe, că acolo scrie că e un agent de bază. Și tot era explicat că în sala de sosire tot s-a întâmplat. Eu deja am intrat în panică, deja am început să plâng, dar am fugit de odaie pentru că nu vreau să sperie pe Daniel. Am început tot să sun, nu ne răspundea nimic. Zic, Doamne, dar poate telefonul e în dulap, poate s-a întâmplat ceva și el e ocupat cu lucrurile astea și nu ne răspunde. După asta mă sună din sat de aici și au spus, toate rudele erau deja grămadă și ceva am auzit că avem mort, că zic, nu e adevărat, nu mă speriați că trebuie pe mine să mă sune prima, să mă anunță cineva. Pentru că eu sunt soția lui, cum să știi toate rudele, dar eu nu știu nimic. Pe urmă când am venit la aeroport, Daniel stătea cu prietena și vine la mine și mă vede că plâng și zice, mama, de ce plângi? Dar nu putem să ascundem dânsul sau să-i spun. L-am cuprins și i-am spus că tăticul deja nu mai este, a plecat la îngeraș și el a să ne vegheze de sus. Că și putea plânge. Zic, dar de ce, mama? I-a spus că l-a împușcat un om rău. Băițelul, Glăduțul, a aflat aici în sat, că era cu bunica. Și aici el a aflat și mă sună și, mama, și tăți aici plâng, tăți strig, că zic, tăticul e împușcat. Și pe urmă am venit acasă și el deja știa. Sunt permanent cu copiii, permanent, dacă am multe treburi de făcut și încolo și încoași, chestiile astea câteodată mai... parcă mai e din asta, dacă rămân singur sau merg la cimitir, copiii știți cum mă văd pe mine că-s trist sau plâng, mama nu plânge, noi să ne descurcăm cumva. Noi să ne susținem, să te ajutăm și să ne descurcăm. Le dor și lor, dar ei mă încurajează, ei spun că nu putem să întoarcem nimic înapoi. Deja gata, trebuie să mergem înainte. E greu. Poate că ești copii și altfel la dânșei, da. Ce nu știați despre locotenent, colonelul în rezerva Serviciului de Protecție și Pază de Stat, este că pe lângă muncă era foarte implicat și acasă. Îi plăceau enorm florile și a făcut și o seră de flori acasă, pe care o îngrijea migălos, alături de soția lui. Am văzut că aveți două serii cu flori. Vă ocupați cu
Da. Florele. Să vă spun, asta era pasiunea lui Igor. Lui Igor? Da. Foarte mult, îi plăcea florile. Foarte mult îi plăcea. Eu uneori îi spunem că, știți cum, cu chestiile astea e foarte mult muncă. Exact. Îi spunem, hai, poate ne limităm cumva, că el muncea și acolo, la oraș, dar au spus că tăi îmi plac. Cu toate că sunt multe pierderi, știți cum. Și nu neapărat da, pentru bani. Dar el a spus că eu, când ies, e frumos, mie-mi place lucrul ăsta așa. Eu mergem și-l susținem. El nu era o persoană care, hai spunem, dar tu ești și muncești sau dă să luăm oameni. El e împreună, noi amândoi împreună. Trebuia de făcut una, de făcut alta, cot la cot, chiar și în genuncheam, împreună făceam totul. Nu era o persoană că spună că eu merg în oraș la serviciu, tu fă acolo, nu. El vinea, nici nu se culca, dacă era din 24 de ore împreună, dacă trebuia de udat, de plijit, cum să vă spun. Lipsa stăpânului familiei este resimțită de fiecare. Copiii, ca să-și protejeze mama, încearcă să învețe să trăiască mai departe. Soția lui Igor Ciofu își găsește alinarea în amintirile din trecut. Cu Igor am făcut cunoștință. Noi am învățat împreună la școala de medicină. Am stat într-o bancă. După asta, adică fiind adolescenți, ne-am întâlnit. Apoi, o perioadă, ne-am despărțit. Când ați mers la 1 septembrie, nu aveați un loc în bancă, da? Da? Povestiți-ne, vă rog. Ei erau deja, de la 1 septembrie, la școală. Colegii dumneavoastră, da. Care, da. Dar eu am venit mai târziu, deoarece eu am venit din sat la oraș, până am făcut actele. Prin octombrie, mi se pare. Când am intrat, nu aveam loc în bancă. Dar erau mai multe fete și el era unicul băiat. Și doamna profesoară spune, mergi și te așează cu băițelul de acolo. Cu Igor. Da, și m-am așezat cu el în bancă. Și așa, știți, parcă din prima... Fiind amuzant, el nunta a făcut-o aici în sat. La animale? Aici în ogradă. Da. În ogradă asta? Da, în ogradă asta. Știți cum era înainte? A făcut corturi cu mese, cu rudi, cu mulți. A fost undeva la 150 de oameni, foarte mulți. Și a fost o nuntă frumoasă. Practic, din băncile școlii au învățat să construiască ceva împreună. Le-a reușit să facă o familie, să crească și să educe 3 copii minunați. Rezultatul dragostei voastre, aveți 3 copii? Da, avem 3 copii frumoși, fetiță, prima și 2 băiței. Asta mică are... 5 ani. 5 ani și tot îi seamănă lui taic-su. Da, și iute și dă-ți ajută, hai că fac și eu. Uneori îi spun destul că mama, tu mă încurci mai mult. Deci, mama, eu vreau să te ajut. Soțul permanent a spus că noi 3 am fost, adică el a fost 3 la părinți. A zis că și eu vreau 3 copii să am. Și eu, după Vlăduț, am spus că să mai așteptă, să mai crească, pentru că unul după altul e o leacă mai... Complicat, da, pe da. Știți cum... Și de să mai așteptăm. Și totuși, până la urmă, am așteptat 7 ani, deja e destul. Asta e... Iubitul tata. Era tot, da? Foarte mult. Iar și Daniel e atașat de taic-su, a fost... Atașat. Foarte mult. Că dacă taic-su îți duce, nici nu vine să-l vadă, el tot mă întreba, da, tata, când ați venit? Da, tata, unde? Da, de ce nu vine tata? Că trebuie... El își știe deja graficul. Tata azi trebuie să fie acasă, dar nu să meargă iar la serviciu. Taic-su... L-a văzut pe ăsta mic, el e mai iute. A spus că el poate undeva să-l da, vrea să-l ducă toamnă la fotbal. Vrea la fotbal. Îți place fotbalul? Bravo! Și acum spune că eu trebuie să mă antrenez, că să mă duc la toamnă la fotbal. Și el spune, Igor, spune că să-l ducem la fotbal, să-l dăm blăduț, e mai diferit, nu e așa iute, el mai mult să... Mai liniștit, mai să stăi mai mult. El ocupație și Igor spune că haide, da, și șeza pe plășiști așa de moale. Eu îi spun, da, așa e caracterul lui.
Sanduța e tot așa, are, dorește să dea la permis să meargă la volan. Te-ai fată mare, am observat. Da, să învață bine. Și tatăl eu spus că dacă tu ai așa capacități, mergi înainte, învață, ți-a trebuit să stai să mergi și ai să muncești, atunci ai să faci bani și ai să ții mașini. Și sunt... Igor, din spusele soției, a reușit să facă multe, de parcă se grăbea să trăiască și să le aranjeze pe toate la locul lor. Recent îi spuneam, zic, noi râdem împreună. Zic, și cum eu o să fiu bătrână și tu bătrân. Aici, el spune că aici, în casa asta, să noi să, adică să o reînnoim, adică să o facem, că noi aici să stăm. Pentru că copiii ori se plece, dar noi aici să venim. Și zic ea că noi să îmbătrânim. Și o să fiu și eu bătrână, urâtă, bolnavă, tu să mă susții. Deci că da, desigur că să țin. Parcă știți, mă duc la cimitir, nu știu cum, parcă și sunt aici să adun în suflet tristețea sau să adun scârba și mă duc acolo și plâng și parcă pe urmă sunt, nu știu cum, o ușurare. Nu știu cum să vă spun, chiar și ieri am fost, dar am plâns și pe urmă parcă mă liniștesc, parcă mă simt mai ușor. El avea multe planuri, el foarte multe vrea să facă, să dovedească. Avem impresia că uneori prea mult se grăbea. Și vrea să facă, să dovedească, și uneori spune, dar chiar m-a obosit. Eu zic, da, mă odihnește. Zic că trebuie să dovedim. Neastră mi-a spus că el o perioadă de timp activat și în serviciu protecție și pază de stat. În funcție de ce era? Era șofer. Șofer? Da. A lucrat mulți ani? 17 ani a lucrat, asta e foarte mult. Nu știu dacă ați văzut emisiunea noastră, Se caută un milionar. Eu mă bucur că poate nu ați văzut-o până acum, dar să știți că noi, în cadrul acestei emisiuni, încercăm să ajutăm acolo unde este nevoie și asta mulțumit partenerului nostru, este vorba de Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Sportive și Comunitare și Sportive. Și dacă putem să facem un bine, noi îl facem. De obicei, ca să înțelegeți, doamna Diana, acestea sunt două cutii care de obicei noi le oferim în a alege eroilor noștri, dar eu am să, de data asta, este vorba de bani, este vorba de o surpriză. Partenerii noștri, dar și Jurnal TV auzit din cazul dumneavoastră și noi nu am putut să stăm deoparte. Și vreau să vă spun că din partea ASICS noi am venit cu un ajutor financiar la familia dumneavoastră și special știind că este vorba de trei copii, vreau să vă spun că noi am venit cu o donație de 40.000 de lei, bani care vor intra în contul familiei dumneavoastră. Mai ales că știm că este foarte greu să întreții trei copii. Igor era capul familiei și el cel care aducea banii în casă. Acum aveți nevoie de susținerea a noastră și a tuturor. Mulțumesc! Să aveți sănătate și să aveți putere să treceți peste asta. Sper. Nu pot, știți cum, trebuie undeva să găsesc putere și să merg înainte, că dacă scad eu, copiii n-o să aibă cine să ne crească. Trei copii minunați. Atâtea flori v-au lăsat, Igor. Da. V-au lăsat atâtea flori și să-i continuați pasiunea. Știți, cineva întreabă, dar tu donezi soții tale flori? Eu spune că eu pe toate le dăruiesc. Și mi le-a donat, mi le-a lăsat mie. Acum eu îi duc flori. Poți continuați pasiunea? Nu știu flori. Dacă ați pot, singur. Știți cum în așa muncă trebuie și o mână de bărbat. Vă dorim foarte multă sănătate și putere. Mulțumesc mult. Da. Și eu vă doresc asemenea. Mulțumim, doamna Diana. Aș vrea să cred că acest proiect leagă prietenii. Nu ezitați să-i găsiți pe acești oameni simpli
care vor putea trece mai ușor peste greutăți, fiind susținuți de comunitate. Noi am simțit că în momentul în care le-am călcat pragul, am devenit pentru ei ambasadorii schimbărilor spre bine în viața lor. Toate bune vă doresc! Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS.